găsit, ne așteaptă o săptămână cu vreme rece și instabilă în majoritatea regiunilor. Deocamdată, în prima parte a acestei nopți, în regiunile estice, în cele sud-estice și la munte, iar spre dimineață, în nord-vestul și în centrul țării, pe arii restrânse, va ploua slab. Vântul va prezenta intensificări în regiunile estice, iar la munte va sufla tare. Sunt anunțate viteze de peste 70-80 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 13 grade Celsius. De mâine, vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării. În prima parte a zilei, atmosfera va fi însorită, însă începând din orele amiezii, instabilitatea atmosferică va fi în creștere, astfel încât în regiunile intracarpatice, la deal și la munte, apoi local și în celelalte regiuni, cu precădere mai ales în nord-est și în sud, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vorbim despre averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua aspect de vijelie, dar și căderi de grindină. Pe arii restrânse se vor strânge cantități importante de apă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13-14 grade și cel mult 24 de grade Celsius. Haideți să vedem câteva temperaturi și fenomene de mâine din principalele orașe ale țării noastre. Așa cum vă spuneam, doar în prima parte a zilei vedeți soare, apoi vor apărea averse însoțite de tunete și fulgere. Cea mai scăzută temperatură va fi mâine la Miercurea Ciuc, 14 grade, iar cea mai ridicată 24 de grade în Giurgiu. La munte, mâine, vremea va fi instabilă, după amiaza și seara sunt anunțate ploi torențiale, fenomene electrice, vânt cu aspect de vijelie, dar și cantități importante de apă. Mai mult de atât, la peste 1800 de metri altitudine, precipitațiile vor fi mixte. Temperaturile maxime vor fi comparabile cu cele de astăzi. Iată, cea mai scăzută valoare va fi în Ceahlău, 3 grade Celsius. La malul mării, vreme bună, liniștită, mare parte din zi, apar și aici ceva înnorări și pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată. În aer vom avea până la 18 grade, iar apa mării se menține rece, 14-15 grade Celsius. În București, în prima parte a acestei nopți, mai este posibil să plouă slab, iar spre dimineață în termometre vor fi 90 grade în centrul capitalei și 8 grade în cartierele de la periferie. Mâine, dimineața, soare, însă după amiaza norii se vor înmulți și vor lăsa ploi zgomotoase în capitală, vântul poate lua aspect de vijelie și va cădea grindină. La amiază vor fi 21 de grade. Schimbări majore nu apar nici pe parcursul zilei de poi mâine, la fel, multă instabilitate după amiaza, iar în aer 20-21 de grade. Așadar, la nivelul întregii țări, ziua de poi mâine ne va aduce vreme instabilă în majoritatea regiunilor. În urma ploilor torențiale se vor strânge în continuare cantități importante de apă pe arii restrânse, vântul se va intensifica și va cădea grindină. Marți scad temperaturile, astfel încât la nivelul întregii țări maximele vor fi cuprinse între 14 și cel mult 20 de grade Celsius. Haideți să vedem ce se întâmplă cu vremea mâine pe continentul european. În țările sud-vestice și în cele vestice ale continentului, atmosfera va fi destul de bună, apar câteva ploi, însă numai pe arii restrânse, îndeosebi în peninsula iberică. În arhipelagul britanic va fi soare și 24 de grade, iată, în Londra. În țările sudice, vremea va fi frumoasă și caldă, în timp ce în țările sud-estice ale continentului, atmosfera va fi instabilă, se vor strânge cantități importante de precipitații, iar temperaturile vor fi în ușoară scădere. Ploi pe arii extinse sunt anunțate mâine și în țările central-sud-estice, în timp ce în țările nordice și în cele de răsărit, perioadele însorite vor alterna cu cele înnorate și nu prea sunt anunțate ploi. Haideți să vedem câteva temperaturi din țările centrale ca să vă faceți o idee cum se arată ziua de mâine. Vorbim despre valori ușor mai scăzute decât în mod normal la această dată. Iată 15 grade în Varșovia și în Kiev, 17 grade în Vilnius și 16 grade în Moscova. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Cristina Soare și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe TVR1. Începe Telejurnalul.